pe siguranță națională pe domnul ambasador al Statelor Unite, Hans Klemm. Dumnealui a fost însoțit de șeful Office of Defense Cooperation și de asemenea de atașatul militar al Statelor Unite la București. Am avut o discuție extrem de fructuoasă despre ceea ce se întâmplă în flancul estic al NATO și discuția a fost una, într-un fel, pregătitoare a summitului de la Varșovia, unde noi sperăm să obținem o prezență militară mai puternică în această zonă și, de ce nu, și pe Marea Neagră, o forță militară care să descurajeze anumite inițiative care au luat amploare în ultimul timp din partea celor care nu sunt membri NATO și, în special, din partea Rusiei. Îi mulțumim domnului ambasador și îl mai așteptăm la noi, pentru că nu toate subiectele au fost epuizate astăzi, întâlnirea fiind doar de o oră și 20 de minute, ceea ce s-a dovedit insuficient față de problemele pe care aveam să le discutăm cu domnia sa. Well, as the President said, first of all, I want to thank him for giving me the opportunity to meet with the Commission this morning. It gave us an opportunity to review the very strong cooperation that exists in the military defense and security areas between Romania and the United States. We were limited in time. I think we could have spent several more hours of discussion, but it did provide an opportunity, as the President said, to review the quality of the relationship that exists between the United States and Romania in the defense area as we both prepare for the NATO summit in Warsaw this coming July. Topic question. Are the elections are coming here in Romania? Do you have an advice to the campaign as vigorously and as directly with the people of Romania as possible? As you know, the United States is also in an election year. The campaign there has been very vigorous and surprising. I anticipate that in Romania, both for the local elections and the national elections later this year, see similar very vigorous campaign season. Thank you.